Salutare, ca și bine la un nou episod, al doilea, din cât să vede. Am rămas pe undeva pe aici. Nu uitați butonul de like și subscribe, follow și așa mai departe. Dar am activat niște quest-uri. Mi-a picat înainte, nu știu care a fost toată schema. Am luat și full damage. Și hai să mergem, că avem mai multe quest-uri de colectat, de făcut un alta. Și avem un pic de povestit. Așa, bine, că îmi dai stand, doamne, mă ajută. Au mai făcut niște update-uri pe aici, pe undeva pe sâmbătă, au fost două ori închise, după aia au mai fost două ori închise și chestii de genul. Apoi... Ursela Ponte, aici am? Nu aici. Ursela. Completă sără contract from manager Fila. LOL. Am avut sâmbătă niște... Eu mă, ăsta e nostru. Oricum l-am dat pe celălalt, mi-a părut un pic rău de el. Deci na, de fi goblin shaman. Shaman? Unde e shaman? Butcher... Shaman... Dar îți dai seama că nu o să-l întâlnesc, nu? Pentru că l-au omorât ăștia. Ia să mă duc eu un pic mai încolo. M-am avut ieri un pic, o mică surpriză acolo, a sunat alarma de incendiu la un vecin, am crezut că ia tot foc, am sunat la pompieri un alt, au venit super rapid, în pândba la 3 minute. Și... Nu, no, dai seama că am zis că... Cam... Acolo suntem, știi? Apoi... Tot un vecin mi-a povestit că pe undeva în săptămâna trecută a... Nu știu ce s-a întâmplat de fapt acolo, dar în fine i-a furat mai multe chestii din... De acolo de unde depozitează ăsta acolo în scară. Vai, șamar, ce s-a întâmplat. Și apoi... Nu, a avut ne-am întrebat pe noi, dacă n-am văzut, zic, bă, nu, clar. Nu, știți bine că eu cum lucrez de noapte, tot... Nu, no, s-a mai auzit niște sunete. Bă, și plec către muncă. Nu, no, către muncă, plec către... Să mă... No, am avut un pic de treabă. Și ce s-a întâmplat? Văd niște români. De fapt, romi. Țigani. Care încercau să... O dus de la... Scooter de la electric, știi? Care se poate închiria. L-au pus aici la scară și nu știu, ei au început să vorbească de ale lor, chestii de genul. Dar român, știi? Țăgan, de fapt. Și apoi... Nu, am zis că... Dai seama, nu e ok treaba asta ce s-a întâmplat, deci... Nu. Păi, dar nu e ok, mă, eu nu sunt aici. Pe când... Mi-a zis pe vecinul, zice, bă, iar mi-a dispărut mai multe chestii de acolo. Păi m-a întrebat pe mine, nu știu ce-o gândit, că dracu, i-am furat eu, what the fuck. Ce gândire... Da, m-a întrebat omul asta. Dar mi-am zis că nu... Nu te furată, zic că... Vezi de treabă, e nebun la cap. Și apoi... E nebuneală ce e aici, mă jur. Dacă nu o să mai vedeți pe episoade, e posibil să ne mutăm una alta, pentru că deja e prea ciudat ce se întâmplă. Deci să nu vă sperați că, bă, unde e happy cu episoadele lui, chestii de ce, nu că da, ne-am obișnuit, știi? No, nu faceți treaba asta. O să revenim după aia din nou cu episoade, cu alea. Mă fută, chetata tău. Că tot vii pe aici, fii atent. Na. Oricum am scris și la proprietară că... Na, să facă ceva. Și celălalt a scris că trebuie făcut neapărat ceva pentru că... Nu e ok, știi? Bă, dar ce level au ăștia? Opa, de aia le dau așa de greu, mă. De-aia lovesc așa de greu. De fi goblin fight
Fighter 8. Oi, oi. Aici, mă, uite-te la asta mare. Bă, mă nebunește jocul ăsta, deci în continuu m-a jucat efectiv. E un joc super, super mișto. Contract manager of the Starlight Observatory ruins, and you fulfilled the contract at her request. You can use the Goblin ritual tools from fulfilling contracts to purchase items from contract coin merchants. Modify, delete. Ursel, aici, mă. Aici-i. Peace. Personal, acolo pun. Goblin loot. Da, dar e level mai mare deja. Vezi? Ia mă, că am făcut level 14, să ne punem niște... Aici mi le pun, pentru că să fiu la strange. Și mi-a scris ceva de... Tai. Destroy. Aha, acolo. Ia să vedem. Despre ce e vorba. Asta vreau să zic, băi, aveți mare grijă pe unde sunteți în lume, că ăștia românii sunt cei mai de tăbai de pula mea. Lasă-mă coie cu așa ceva, adică... Lol. Încă l-am aflat să mă schimb, dar la caracter. Dar asta e, rămân aici dacă tot mi-am aflat caracterul așa și... Băi, de bun, dă stunner, mă. Dar bine, oricum sunt de level mai mare, cam... Ia uite, level 16, nu e numai level 14. Bine că le pot da dificil, știi? Bă, un pic mai greu, dar... Asta e. Foarte, foarte multe costuri poți să ai într-o... nebuneală de aia. Ia, aici, în dreapta acolo, bine poți, cred că i-au mai foarte multe și... De-aia e așa. De câte am avut de spart? Mysterious note. Ia să vedem. Ah, ok. Bun, am luat. Și am... Ia să vedem. Delete. Ok. Ce am? Lipsa spawn-ul din prim, până apoi, ești nebun? Experiența l-aveți sub skill-uri, ca să știți, am aflat și eu acum recent. M-am dat ce-mi... Nu găsesc pe boss aici, să vedem Giant Goblin, dar l-am luat, nu... Nu mai trebuie. Clean the high point. Ok, mamă, ce să știu, mă, spider alea, uite-te, bro, ce avem, ești nebun? Mamă, ăștia de level 19, uh-huh. Ai, nu pot să înțeleg, că de ce mă pun, de ce îmi dă quest-uri? Un exemplu. Măi, oh, așa de mari încât nici nu le poți face deocamdată. M-am mai luat niște iteme. Am mai deblocat. Aproape am setul full. Aproape. Oricum nu uitați cum deblocați, cum să vă dați set, alea la set full, pentru că... Da, vă dați seama că o să fie un pic cam ciudat. Dacă nu le... Ăsta... Trebuie să văd cu setările cum aș putea să fac. Ah, ok. Bine, my man. Stai un pic. Că... The captain, dar... Ne mai avem quest-uri. Și nu prea aș avansa chiar așa de mult, pentru că quest-urile tot acolo rămân. Personal pin. Ia să vedem. Ia să dau eu un recall, să merem în bază. Ia la Ruby. Ah, nu mă, aici e cel mai aproape de pagă. Oh, bine. Perfect. Hansun. Aici. Ruby said that if you went to report the former watch captain, he would help you find the torn pieces. Bă, înțeles că sunt oameni care și-au luat ban pe server. Nu știu pentru ce, pentru nume sau ce. Nu mai știu exact. Mare grijă ce nume vă pune, dude.
Vezi că nu prea ok să puței chiar așa, știi? Mamă, cât bănuța, mă, trebuie să mă duc neapărat la ăsta. Haide, piratul din Caraibe. Hai că am dat de defeat de 8 de alea. Deci cum se numesc? Un Goblin Fighter, ia să... Mapa asta luați-o, că o să vă ajute la un moment dat, deci... Bine, oricum sunt multe, dar... Trebuie să dau ăla. Na, na, Goblin Fighter. Păi și pune Goblin Fighter. A, aici e, mă. Dacă l-am luat pe ăsta, că dormim. Am luat o armă nouă. Cam asta e setul. Stai, așa, ca să-l vedeți mai bine. Asta acum dă pe undeva între 48 și 89. Le mai am pe asta stone-urile, ce le mai am, dar... Na, trebuie să vedem. Deci, da, mă, nu le am. A, nu, bro, nu, what the fuck. Pune-mă pe ăla, pe ăsta pe care l-am aici. Ia, vezi, că cam așa arată. Hai să îi batem un pic pe ăștia. Avem totuși câțiva Goblin Fighter. Stai, mă, că nu sunt concentrat, lol. Goblin Fighter, ia. Ia să schimb un pic parca. Parc, nu am mai făcut nimic, îți dai seama. Te-ai dus. Oricum mai... Ne mai dă niște iteme, ne mai dă mai multe. E bine că se spawnează, vezi? Ce vrem, mă? Mamă, eu câta... 5? Ce asta? Goblin Fighter. Opa, am ceva pe minus. Oooo, quest-uri noi. Ce pe... A, 0. Am niște quest-uri noi, am... Quest-uri, am de-alea, de... Skill-uri noi. Quest-uri, what the fuck. Asta e mai bine să le mai deblocăm un pic. Șapte și încă unul m-am dat pe nevoie. Trebuie să-mi dau un chant la arme, la alea. Fighter, ia încă unul. Ăsta e bun. Peace. Ritual. Defeat Goblins. Am luat reward. Vezi că dă bine. A, ne dă de-alea reward-uri. Mana... Bine, mă, lasă-mă cu ăsta. Golden Rhino... Investigate mana... Modify delete... Unde-s? Pe undeva, cam pe aici. Ce zice? Stai, cam nu mai știu. Investigate de mana. Recording. Ok. Bă, de ce mi-apare că sunt în oraș? Vă tot fac cu mapa. Da, în fine. If you morph into a goblin, așa, you'll be able to hide perfectly amidst the Estella clan. Nu mă, n-ai știu cine vorbește, lol. Opa. Cred că l-avem pe ăsta.
Nice. I-am luat ăla ce trebuia. Stai că mai avem unul la bă... aici, la bă 200 și ceva. E 11. Skills. Ah, să le dau 8. Bine. Bă, aici am uitat mă să le dau, fii atent. Lol. 11. Hey, who was it? Who tried to knock me out and steal my stuff? Why'd you hit me? Didn't we just eat together? What the hell? Asta e skill-ul normal, man. Let go of the stardust. The goblins are confused. Now's your chance. Bun. Ok, să putem aici. Aș face totuși un pic mai mare, că cam dăm cu ea de știin. Mama, aici îți spun numai. Un point? Resetat, a, deci pot să și dau reset. Bun. Trebuie să... A, am dat 80 ceva, lol. Aici. A, iară s-a dus ăla, mă. Mana aia, de speed, parcă. Na, în fine, oricum ajungem acum, deci... Ăsta, cred că... Seed. Așa e schema. Mana recording device aici. Bă. Ui, uite-te cât de mintăm acum. Bun. Use star... E? Personal pin, ok, punem aici. Și... Let's go. Am 5000 HP-ul, 2550 mana. Arată bine, nu zic nu. Bă, m-am interesat un pic de... Am, hai că merem, că astea nu stăm. Dacă mi-au bronzul, nu știu pe unde am găsit. Și primi ceva de pomii și ceva, nu prea mai ajunge. Dar nu. Asta e să-l facem noi pe ăsta și... F11. Opa. Ia mă rog. Pama de ăsta. De letal, mă rog. Băi, nebun. Ce se întâmplă? O să star... Pe ce se... Dar dau ăștia în el. Că ești cam omorât, ia Battle Pass. Buy Battle Pass. Aaa, da mă. Păi dacă mi-l iau pe ăla, gen ăsta, la 20 de euro, să am storage chest, am înțeles. Și uite, am misiune, ai... Ce aici? Poți să prei... Ui, ui, ai quest-uri, ai... Bă, nu cred mă că trebuia să opresc. Ha, mă, că are numai level 12, mi s-a buguit arma. Iară. Contact manager. Și aici avem de mers. Asta mă că n-am făcut level. Oh. Un concert de final. Da, bună, bună idee. În care astea? Hai să mă glum pe asta, na.
Ui, ui. Și aici mai avem încă un pic. Nu mă, că m-am mai avut de asta. Level 16 și bani. Nu. Aici trebuie să plec. Da, mă, dar nu am de la de teleportat, bă, da. Bă, put. Pleacă, mă. Da, aici costul e gratuit. Hai să vedem de niște armuri. Ok, perfect. Nu. Ma, bine am venit. Ce caractere funny, lol. Told you about adventures available only to Amatoyi. Your little friends can now go on their own exciting adventures. Stai, mă, să vedem ceva armă. Ha, dar n-ai. N-ai. E și... care treabă la ele? Hai să vedem. Băi, bun, stai, mă, trebuie să-mi craftez eu. Ai, mir, 4, bro. Stai, deci... Da, mă, stai să vedem ce... Da, unde caracter info. Asta le-am avut, după aia pe celelalte. Armor chest, a, nu. Da, mă, l-o schimba, poate. Craft. Dar stai să vedem ce avem nevoie. Deci quality rune Leecher, rare manastel. Unde? Rare manastel. Mamă, la cât avem manastel, are de unde-i? N-am niciuna. Ba, mă, ia. Bun. Quality manastel, rare manastel, unde-i? Manastel craft. Bă, deci trebuie să ți le craftezi tu, ești român? Rare manastel, cât am nevoie? Să nu craftez în prostie. 5. Ui, nu pot. Mai multe. Bun. Numai. Deci trebuie să stau la farm. Da, trebuie să stau la farm. Până acum era bine, mă. Da, mă, să vedem niște ringuri totuși, că nici de asta n-am deloc. Am înțeles. Mergi mai prost. Ia să craftăm pe asta. Să vedem acum. Man. De ce am pe aici, mă? Imediat nu m-am loc. Bă, să-mi zice și mie ce fac, ce ai pe aici, mă. Ring. Un ring am nevoie. Ring. De la nou. Ah. Quality pure gold. Quality pure gold. Quality magic, nu. Pure gold. Ui, bună fază. Bun. Hai să mergem să le punem pe acolo și o să stăm și la farm, o să stăm în mai multe părți. Ia, băi, cum să bat. Unde e storage-ul? Am mai început să mai pun în storage, că... De un pic mult.
Ce avem noi pe aici? Bă, pune-l-mă acolo. Lol. Ia mă că nu le pot pune. Poțiune, alea. Asta ar trebui să le pun. Dar unde? Unde e un magazin normal? Da, las că o să apolo într-un alt episod, așa că nu uitați butonul de like, subscribe și ne auzim pe data viitoare. M-am bupat, pa, pa.